forțele de muncă ale lui Dan Manciulea au rămas aceleași ca la început. Mintea, talentul de a compune, vocea și chitara. Forțele de muncă s-a numit și trupa din care a făcut parte câțiva ani. Lansarea de diseară de la Club Deeper, de pe Hristo Botev, m-a determinat să schimb câteva vorbe cu el. Te salut, Dane! Salutare, Ștefan! Cum s-a ajuns la acest titlu de album, Cântece Sărate? Cântece Sărate este un titlu incidental până la urmă, pentru că l-am primit fără să vreau. Prima oară, după o promisiune a mea făcută la Cenaclul Literar de la Râmnicu Sărat, din orașul unde m-am născut, că aș vrea să fac un album pe versurile poeților care sunt acolo în acel cenaclu, intenția a avut ca titulatură Cuvinte Sărate. Ulterior, am trimis câteva cântece Teodorei Ionescu și când mi-a transmis părerile despre cântece, a zis, păi, cântecele astea sărate ale tale nu sunt rele. A făcut o apreciere pozitivă asupra faptului că sunt foarte simple și că le-am păstrat folk fără să le complic orchestrația și zic, uite, n-am avut ideea eu și nu mi-a venit ideea să le spun Cântece Sărate, deși era foarte simplu. Așa mi-a venit ideea și titulatura albumului a rămas Cântece Sărate. Mi s-a părut foarte potrivit, este o combinație între sunet și gust, de asemenea a gustului meleagurilor de unde mă trag, de unde vin. Ce ți oferă în plus folk-ul față de formula pop-rock în care ai cântat? Mi oferă acea adresare personală și posibilitatea de a mă exprima mult mai aproape de sufletul celor care știu că mă ascultă și de a folosi versurile, care sunt o modalitate de comunicare mult mai ridicată, la un nivel la care, eu știu, aspir foarte mult. Plus, simplitatea exprimării în același timp, un om, o chitară, o voce și atât. Invitații tăi speciali sunt Teodor Manciulea și Eugen Avram. Teodor Manciulea, e clar, e normal, e fiul tău, da. Și el s-a lansat în muzică, e firesc să îl invit să cânte. De ce Eugen Avram? Cu Eugen sunt prieten de pe vremea când eram în forțele de muncă și am rămas în continuare, legătura noastră a fost permanentă. Eugen a fost unul dintre participanții la prima ediție a festivalului de muzică folk Valisterian și eu am pus umărul să-l organizăm la mine în oraș, la Râmnicu Sărat. Mi s-a părut firesc să îi dau un telefon și să-l rog să facă cumva, să mă sprijine pentru ca acest album să apară acolo. L-am rugat să-mi fie mediator către public și s-a întâmplat asta. Mulțumesc, Dane, ne vedem diseară în Club Deeper de pe Hristo Botev la lansarea albumului tău. Cu mare drag, vă aștept. Cântece Sărate, succes!